24,7 km de drum județean intră în reabilitare. Vorbim de DG211 d sectorul de drum cuprins între DN21 Ștefan Vodă, Libertatea DN3B Dichiseni. Joi dimineață, președintele Consiliului Județean Călăraș Vasile Iliuță a semnat contractul de execuție a lucrărilor care vor începe în cel mai scurt timp. Investiția cu o valoare de 6,5 milioane de euro se va încheia în 30 de luni.